Cu ce te lauzi? Da, ce te lauzi? Nu mă laud cu nimic. Sănătatea mea merge din ce în ce mai rău. Vreau să te rog din tot sufletul meu, așa cum te-am rugat întotdeauna. Să-mi iei în considerație tot ce spun. Păi iau în considerație. Și când mă prins cu minciună... Azi că nu-i trebuie. Putin? Azi că nu-i trebuie. Nu, dar când vreți să le aveți. Când mă prins, când mă prins cu minciună, mă scuip și zici, bă, Leavada, eu cum atat de mă astăzi nu mai am ce zis. Nu scuip eu oamenii, da? Nu, nu scuip, nu scuip, dar ceva de genul. Bine. Te rog, te-mi tot sufletul. Și să știi că așa am fost toată viața mea. De-aia am avut pierd. Vezi că iar ne filmează. Nu, bă. Te filmează iar, înseamnă că prezinți interes. Ah, da? Mă filmează pe mine, e dânsul? Oh, să fii sănătos. Are probabil dreptul, da. Are sigur, da. Și de asta a ieșit la protest. Te vadă lumea să fotografieze, să transmită lui Florin Ionel. Picioarele uflate, ăștia sunt făcuți și mai tot ce țicai. I-a dat fetele alea, a tras de ei, dar i-a rupt, nu pui ieșea picioarele din... Uite cum era. Asta era o ieșit afară cu noi. Vă rog cu domnul Ionel Florin, dacă se poate. Nu e, nu mai lucrează la noi. Nu știu, eu sunt o colegă nouă și nu știu să vă spun. Bine, mulțumesc. O fi învățat lecția că nu mai lucrează la noi. Zici că sunt o colegă nouă și nu o cunosc. Era director de vânzări și acum hop nu mai lucrează. Dar poate să fie. Am sunat acum sus.